ziua și bun găsit, dragi privitori! Sunt Corina Cocoreanu și în următoarele momente vă voi prezenta retrospectiva săptămânii. Trecerea de la anotimpul rece la cel cald aduce cu sine o serie de boli sezoniere care ne pot da multe bătăi de cap, cei mai afectați fiind cei mici. Despre toate acestea am discutat cu un medic specialist pediatru care ne-a recomandat câteva metode de prevenire a celor mai des întâlnite afecțiuni din această perioadă. Cu toate că oficial primăvara a sosit, frigul nu se lasă bătut în aceste zile și riscul apariției unor boli specifice acestui sezon este iminent. Din cauza fluctuațiilor de temperatură din această perioadă a anului, organismul uman este expus la numeroase boli care pot crea o serie de complicații nedorite. Cei mai expuși la bolile de sezon sunt copiii, a căror imunitate este mai vulnerabilă decât cea a persoanelor adulte. În această perioadă, cele mai frecvente boli sunt infecțiile de căi respiratorii superioare, cum ar fi rinofaringita, amigdalita, otita, laringita acută. Mai puțin cele de căi respiratorii inferioare, bronșita, traheobronșita, pneumonia. Așa, pe lângă tratamentul corect al acestor boli respiratorii, un rol foarte important îl au factorii de prevenție. O alimentație corectă, dacă copilul are o alimentație corectă, o alimentație bogată în fructe, legume proaspete de sezon, carne, lactate, ouă, are un program de somn corespunzător vârstei și respectă niște reguli de minimă igienă, cum ar fi spălatul pe mâini, curățarea corectă a nasului, folosind batiste, șervețele de unică folosință, atunci imunitatea copilului este bună. Legat de suplimentele alimentare, nu sunt eu foarte de acord cu ele, dar dacă, să zicem, copilul face frecvente infecții de căi respiratorii, amigdalite, otite, bronșite, are imunitate mai scăzută, este anemic, știu eu, este cu rahitism, cu sechele de rahitism, atunci, da, se pot administra suplimente de vitamina C, propolis, echinacea, există în comerț tot felul de suplimente alimentare. Vorbiți-ne puțin și despre scarlatină. Scarlatină este o boală infectocontagioasă produsă de streptococul beta-hemolitic de grup A. Este o boală care se transmite pe cale respiratorie. Principalele simptome ar fi febră, copilul face febră mare, 39-40, pot să apară vărsături, angină, angină însemnând gâtul roșu, apare așa numitul angină streptococică, adenopatie submandibulară, laterocervicală și o erupție tipică, este o erupție punctată, micropapulă eritematoasă, în special la nivelul gâtului, torace, apoi se extinde pe membre. Este mai accentuată la rădăcina membrelor și în zonele de flexie ale membrelor superioare și membrelor inferioare. De asemenea, facesul are un aspect caracteristic cu paloare periorală, apare congestia pomeților și anumitul faces pălmuit. Ce pot face părinții pentru a preveni această boală? În primul rând să se adreseze imediat ce apar aceste simptome medicului specialist de boli infecțioase, unde se pune diagnosticul și tratamentul corect, care constă în tratament injectabil cu penicilină, 6 zile de fapt, în ziua 7, 14 și 21 se face profilaxie cu moldamin sau penicilină retard. Pentru cei alergici la penicilină, se face tratament oral cu claritromicină 10 zile. Este important de știut că în cazul scarlatinei pot apărea complicații foarte grave cu efect întârziat dacă boala nu este tratată corespunzător. De asemenea, pentru o bună vindecare, medicii recomandă internarea bolnavului în spital sub supravegherea unui medic infecționist. În noaptea de sâmbătă spre duminică a fost celebrat Paștele Catolic în întreaga lume. Dumbrăvița are o comunitate puternică de credincioși ai confesiunii romano-catolice și ca atare, Paștele a adunat un număr important de noriași în parcul central al localității noastre.
Credincioșii romano-catolici din Dumbrăvița au sărbătorit învierea lui Iisus Hristos. La începutul slujbei, credincioșii au luat lumina de la preotul Matei Loioș. Dragi credincioși, în această noapte, în lumea răspune, Hristos a înviat din morți cu moartea, de moarte călcând, și cel a vinovinte viață de lintele. Dragi credincioși, în iubirea sa infinită, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, venind pe pământ, a împlinit un proiect pe care doar Dumnezeu putea să înceapă și să realizeze. La celebrarea Paștelui Catolic au participat și primarul Victor Malac împreună cu viceprimarul Micloș Arpad. Slujba a luat sfârșit printr-o procesiune a credincioșilor care a avut loc în jurul parcului central din Dumbrăvița. Participanții au înconjurat parcul cu lumânări aprinse. Odată cu venirea primăverii, în Dumbrăvița au început și lucrările la drumuri. Cele două firme care au câștigat licitația au început în forță procesul de asfaltare, existând deja șantiere de lucru în 6 locații diferite. În Dumbrăvița, odată cu sosirea primăverii, au început și lucrările la drumuri. Cele două firme care au câștigat licitația au grupat străzile în funcție de proiectul și organizarea de șantier cu fronturi de lucru pe etape. Sunt 6 puncte de lucru în 6 locații diferite. Cu bani din bugetul local se vor asfalta străzile. Sinfoniei 2, Grăniceri, Vișinului, Polivalentă, Făgăraș, Silvana 2, Mareșal Averescu, Marte, Veneția, Someș și Mara, cu o lungime totală de 3,29 de kilometri. Cu bani din surse guvernamentale se vor asfalta 11,3 kilometri după cum urmează. Zona 1, Mureș, Sinfoniei, Cerna, Bega, Dunărea, Caragiale, Eugen Barbu, Panseluțelor, Margaretelor, Măgura și Trandafirilor. Zona 2, Fervenția 2, București, Praga, Londra, Fervenția 1, Grigorescu, Kipling, Andersen, Simplex, Sirius și Târnava. Zona 3, Luceafărului, Nera, Casar, Coral, Opal, Silvana 1, Șandor Falvo, Cireșului, Rusu, Fagului, Molidului, Măslinului și Brusel. În cadrul aceluiași proiect de modernizare, alți 15 km vor fi alocați către Zona 1, Fervenția, Praga, Cellini, Rodin, Cervantes, Gabriel Liceanu, Muzicii și Literaturii. Zona 2, Lalelelor, Crișurilor, Coșbuc, Bistrița, Jiu, Zorilor, Creației, Gutuiului, Mărului, Părului și Castanilor. Zona 3, Primăverii, Serelor, Dimineții, Florilor, Dorului, Ferențeș, Olimp, Bach, Beethoven, Mozart, Verdi și Vivaldi. FC Dumbrăvița a fost învinsă de ocupanta locului 1 a FC Ripensia Timișoara cu scorul de 0-1. Astfel, albverzii au înregistrat prima înfrângere în acest retur de campionat. FC Dumbrăvița pierde derbiul cu liderul Ligii a 4-a a FC Ripensia Timișoara, scor 0-1. Albverzii înregistrează primul eșec după 3 etape în care nu au cunoscut gustul înfrângerii. După prima repriză slabă, fără evenimente notabile de ambele părți, repriza secundă începe bine pentru Ripensia. Nanu deschide scorul în minutul 52, fiind și singurul gol al partidei. În ciuda terenului greu, în repriza a doua au fost câteva ocazii în dreptul fiecarei echipe. Primul 11 al Dumbrăviței a fost format din Iacob, Nohai, Oneț, Ciobai, Dancea, Hodiș, Bârsanu, Ștefan, Voicu, Bălace și Vișan. Rezervele partidei au fost Miclos, Scrop, Sofronia, Saizu, Vlăduții, Stiopu și Rădulescu. De cealaltă parte, AFC Ripensia Timișoara i-a trimis în teren pe Rădulescu, Luca, Apro, Toma, Nanu, Hecco, Briciu, Popa, Francescu, Ungureanu și Endiaie. Rezervele oaspeților au fost Ciui, Sturza, Stoi, Zaluschi, Stancu, Petrișor și Popescu. ACS Dumbrăvița s-a întors cu numeroase premii de la Campionatul Național de Seniori. Sportivii de la tenis de masă se antrenează fără întrerupere și sunt angrenați în numeroase competiții.
Sportivele noastre de la tenis de masă se antrenează intens, fiind implicate în numeroase competiții. Rezultatele nu întârzie să apară, ca dovadă stau numeroasele premii cu care s-au întors de la Campionatul Național de Senior Individual, desfășurat la Buzău. În acest sfârșit de weekend, după cum am anunțat înainte de plecare, am avut o competiție, ceea ce ține de Campionatul Național Individual de Seniori, dublu și dublu mixt. Noi am participat cu un grup de 9 seniori, dintre care am avut 6 fete și 2 băieți. După cum probabil s-a auzit, Adina Diaconu, componenta noastră a echipei de senioare, a obținut un frumos loc 2 la individual, confruntându-se în finală cu Dodean Daniela, care putem să o felicităm pe această cale, pentru că au avut amândouă un meci foarte frumos și, sigur, experiența ei și-a spus cuvântul. După aceea, tot Adina Diaconu a luat medalie de bronz cu Andreea Dragoman de la Mediaș, la dublu fete și un loc 3, deci tot o medalie de bronz, cu Pletea Cristian de la Constanța. Și celelalte fete, putem spune că au ajuns în poziții destul de bune, că Dospina Zamfir Andreea ea a fost în sferturile de finală cu Adina chiar și unde au un meci foarte frumos și deschis pentru ambele jucătoare, dar cu câștig de cauză pentru Adina. S-a terminat 4-2 pentru Diaconu și așa ea s-a clasat în pozițiile 5-8, dar putem spune că și la dublu fete, dublu mix, s-au ajuns fetele până în primele 8, primele 16, Mania Carla și Pauliuc Mădălina la fel, până în primele 16. Deci, zicem că una peste alta rezultatele sunt bune. Săptămâna aceasta, ACS Dumbrăvița participă la 2 competiții. Prima are loc la Bistrița, unde s-a organizat memorialul Gheorghe Bosga, iar cea de-a doua se va desfășura în Austria, la Linz, în cadrul Openului Internațional de Juniori. Sunt 2 competiții în paralel care se desfășoară în aceste zile. Unii dintre băieți au plecat spre Bistrița, tot un turneu internațional organizat în memoria fostului antrenor Gheorghe Bosga. Au plecat Badea Bogdan, Tănas Antonio, Tarhuna Alin, iar eu mâine mă voi deplasa cu Daniel Moldovan, Matei Dumitrescu și Moldovan Dora la Linz, unde să sperăm că vom avea o evoluție bună, ținând cont că anul trecut am luat medalie. Și, sigur, puțin e schimbată componența echipei de băieți, dar ne vom strădui să fim tot acolo, în fruntea clasamentului, cum s-ar spune, și în fruntea primelor 4 locuri. Antrenoarea Nicoleta Husar a vorbit și despre șansele Adinei Diaconu la Rio. Totul e posibil, pentru că acum vor fi calificările în Turcia, în următoarele săptămâni. Vor merge cele mai bune jucătoare. Ele vor, chiar dacă sunt bine clasate la nivel internațional și clasamentul mondial, e șansa să meargă, dar știți cum e, de regulă la aceste jocuri vor fi selecționate 2 jucătoare, deci chiar dacă poate am vrea să ducem mai mulți, ăsta e criteriu și atunci la momentul respectiv al calificărilor rămâne de văzut fetele în ce formă bună de joc vor fi. La mijlocul lunii aprilie are loc returul cu CSFR-ul Constanța din play-off-ul Superligii Feminine la tenis de masă. Aici se încheie retrospectiva săptămânii și până data viitoare vă doresc numai bine. La revedere!